gaseasca, de foarte multe ori spun ce cred, ce părere au alți oameni. De la prima dată când vorbesc în fața voastră, și prima dată când spun ce cred eu. Și nu am gândit că pentru această prima dată, ci mai bine ar fi să mă prezint eu pe mine. De aceea, prezentarea mea de azi este o prezentare despre mine și mai mult decât atât de o realizare cu acestea. Unor lucruri pe care eu le-am învățat, le-am acceptat despre mine, desfășurându-mi o relație cu marea. De aceea, prezentarea mea se cheamă tocmai despre mare, despre mine. Pentru că acest înțelegere despre mine a venit la capătul unei lungi discuții legate de înțelegere cu marea și cu mare. Înainte însă de a trebui să vă vorbesc despre mine, vreau să vă întreb ce înseamnă marea pentru voi. Câteva părere. Altceva. Libertate, libertate, relaxare, nord. Altceva? Fără individ, mai bine. Perfect, mulțumesc mult pentru multe răspunsuri. Trebuie să vă spun că momentul acesta sunt de acord. Dar mulți oameni au venit și nu am fost prin acest lucru de semnare. De fapt, mulțumesc la mulți oameni de semnare. Trebuie să vă spun că, pentru mine, nu a fost un lucru pe care nu am fost de 20 de ani. Eu care v-am la mai mare, sau în la bună, pe undeva? Da. La bună, perfect. Întrebarea mea pentru cine sunt de bine, pentru că este altă mare. Am fost la o cea mai deasă? Perfect. Nu s-a întâlnit. Această prezentare de la un alt anume faptul că Londrei toată viața cu o enormă seamă de apă. De când am fost copil, era o seamă de tipul de la orice apă care mi se apărea de zis la apă ca. Și era atât de seamă în copilărie încât a fost întreceam pe lângă dumneavoastră, pe lângă dumneavoastră, pe lângă dumneavoastră. Nu cumva să fost apă. Nu pot să fost apă de trebuie să fie nu mai zis la apă, pentru că nu a fost apă de la apă. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
alte lucruri despre mine. Mi-am ales că acesta a fost un moment în care am spus, da, asta, asta mă face momentul de fapt. Acum sunt stat de lucruri de mine. Și prima astfel de lucruri a fost pentru mine întâlnirea de mare viață.
Thank you.